Ești așezat confortabil. Poți menține atenția la lumea ta interioară. Poți observa gândurile. Și te poți detașa de activitățile cotidiene. Ești un suflet. Ești un suflet care devine un înger. Sufletul este nemuritor. Sufletul nu se naște și nu moare niciodată. Ai înțeles nemurirea este natura ta. Lumea fizică este de asemenea nemuritoare. Este în continuă schimbare. Există mereu. Forma se schimbă. Sufletul este separat de lumea fizică. Sufletul este nemuritor. Și poate fi un observator al lumii fizice. Conștiința ta se ridică deasupra percepțiilor senzoriale. Ca și cum ai fi în afara corpului. Realizând că existi distinct de acel corp. Ești etern. Ești o ființă de lumină care aparține unei lumi de lumină. Lumea fizică apare ca și un joc. Ca și un film pe care acum îl poți privi cu detașare. Nu te poate răni. Ești complet în siguranță. Ești un înger. În conștiința ta, cum sunt calitățile
Îngerului. Este complet detașat de ceea ce este comun și temporar. Este iubitor față de toate cele spirituale. Îngerul este complet puternic. Are toate puterile. Și le folosește pentru binele întregii familii umane. Pentru binele naturii și al elementelor. Îngerul este un mare binefăcător. Tu, sufletul, devii un înger. Vezi lumea ta spirituală, lumea angelică, lumea ta cu sufletul suprem. Și ești capabil să ajuți pe oricine, oricând, prin puterea gândului. Tu, sufletul, creezi gânduri pure, elevate, înălțătoare. Stând în compania sufletului suprem, ești un suflet etern, divin, pur, curat. Ai fost înger și redevii înger. Forma sufletului se schimbă. În același fel în care acum redevii înger, ai fost o ființă perfectă. O ființă care a trăit în fericire, în abundență, în iubire. Tu, sufletul, ești capabil să trăiești în completă fericire, în completă armonie cu celelalte suflete umane și cu natura. Poți vedea acum lumea ta de fericire. Ești fericit. Ești conștient. Ești transparent. N-ai nimic de ascuns, curat,
intențiile sunt pure. Ești ca și un copil complet pur. Aceasta este forma sufletului de fericire. Tu, sufletul, ești capabil să trăiești în armonie și fericire cu toate sufletele. Ești capabil să iubești și să fii iubit de suflete ca și o familie de frați, ca și o mare familie unită, fără nicio supărare, nici gând de boală, nici gând de necaz, nici gând de suferință, nici gând de moarte nu există. Ești complet, pur, fericit. Așa ai fost și așa vei fi din nou. Ești nemuritor. Așa cum lumea fizică se schimbă, dar există mereu, sufletul nemuritor schimbă formă de la înger la zeitate, și la cel care îl cunoaște pe Dumnezeu. Fundația fericirii, fundația înălțării și a binefacerilor, este comuniunea cu Dumnezeu, Sufletul Suprem. Acum ești în prezența Sufletului Suprem. Oho, ce altceva ți-ai mai putea dori? Ai obținut totul. Dacă l-ai obținut pe Sufletul Suprem, ai totul. Ai toate relațiile cu El. Ai toate realizările. Ești bogat. Ești norocos. Ești susținut de cel mai puternic suflet. Ești protejat și iubit de Sufletul Suprem. Este cu tine, pentru tine. Alături de tine. Te ține de mână.
și nu îți dă drumul. Doar menține gândul tău conectat cu Sufletul Suprem. Pune mâna ta în mâna Lui. El nu-ți dă drumul. Rămâi spirit. Mâna Sufletului Suprem este una invizibilă, spirituală, subtilă, îngerească. Rămâi îndrăgostit de Sufletul Suprem. Rămâi în pace. Ești nemuritor. Și treci prin povestea nemuririi dintr-o formă în alta. Mereu. Ești bun. Ești sigur. Și aparții unei familii nemuritoare. Rămâi conștient.